bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi filmez în sfârșit Best Makeup 2017. Practic este un clip despre produsele pe care le-am folosit și cel mai des în 2017, dar care chiar mi-au plăcut și de care oarecum m-am atașat, m-am obișnuit să le folosesc. Nu am inclus în clip așa, n-am făcut un întreg best of 2017, pentru că vor mai fi așa, voi face ceva clip gen best skincare, best body care and hair care, pentru că sunt multe lucruri de spus și mi-ar părea rău să trebuiască să mă grăbesc ca să fac un clip de o durată cât de cât ok. Așadar, să începem best makeup 2017. Nu o să vedeți niciun produs Guerlain printre cele menționate. Vă reamintesc că pentru Guerlain, separat pentru acest brand care mi-este mie extraordinar de drag, am făcut un clip separat cu cele mai folosite și produsele preferate Guerlain din 2017. Deci astăzi, cum ar veni, ceea ce filmez este out of Guerlain. Și o să încep cu corectoarele, zic așa. La capitolul corectoare, n-am să vă spun, am folosit destul de multe de la multe branduri. Cu toate astea am rămas fixată pe aceste corectoare de la Not Cosmetic. Din momentul în care le-am primit, astea erau undeva prin iunie-iulie, le-am folosit foarte des, am nuanța și 01 și 02, le combin în funcție de ce am nevoie și îmi plac de ce? Unul la mână, aplicatorul, dar genul ăsta de aplicator n-am mai găsit și la alte branduri. Aici îmi place, nu știu, și sticluța mai pot să o ții mai ca lumea, l-aveam pe cel de la Estée Lauder WR-ul care, așa. Ce am mai folosit în acest an? Am mai folosit de la Clarins, îmi plăcea așa celălalt numai că venea în tub, am mai folosit de la Dior Skin. Acesta mi-a plăcut per total, plus ca și textură, nu m-am așteptat să fie atât de, să acopere și atât de bine, să fie și cremos, hidratant, să nu-mi facă liniile alea și să nu-mi dea senzația aceea de uscat sub zona ochilor. Am fost foarte încântată de aceste produse și nu știu ce să zic, chiar au rămas preferatele mele. Deci din iulie, cam așa, de când le-am primit, le-am tot folosit. Practic, la un moment dat, rămânea unul dintre ele, două, acolo, lângă produsele de machiaj pe care le foloseam de zi cu zi, lângă borcanul cu pensule, tot rămânea acolo și numai pe el l-am folosit și mi-a plăcut foarte mult. La capitolul fonduri de ten nu am nimic să vă arăt, pentru că sunt mai degrabă o fană BB cream-uri și îmi place să încerc, adică în funcție de cum îmi simt tenul. Azi folosesc un fond de ten, mâine altul, așa că nu pot să spun că de-a lungul anului am avut vreunul super mega preferat. Nu pot să aleg doar unul singur, mi-ar fi imposibil. Și cel de la Sensai și Pariuri Gold îmi place, este un fond de ten de la Clarins care îmi place foarte mult, că sunt mai multe, nu? N-aș putea, ar fi nedrept din partea mea să aleg acum un singur fond de ten și să vă spun că acela mi-a plăcut cel mai mult. În schimb, la capitolul ce înseamnă pudre și blush-uri și, în fine, tot felul de texturi uscate, anul ăsta mi-a plăcut foarte mult, paleta aceasta de la Hourglass, da, care este oglindă, din păcate, arată așa. Și chiar, nu știu, ai aici tot ce trebuie. Odată ai pudra pentru față, mai închisă, mai deschisă, cum simți. Și aici ai tot felul de blush-uri. Ea se numește mai exact Ambient Lighting Edit Palette. Palette Eclaircissante. Voilà, scrie și în franceză. Cred că am ieșit eu din focus la un moment dat. Da, din cauza că oglindește ea așa mult, a dat un pic camera video peste cap. Da. Asta este o paletă pe care chiar o consider paspartu, poți să iei la tine odată că ai edita mai oglind aici. Ai toate nuanțele posibile și imposibile de care ai nevoie. Ca și textură, pudră de la Hourglass sunt foarte ușoare și o să le simți în timp. Adică, asta este practic, așa îți dai seama de o pudră, tot folosind-o, îți dai seama dacă tenul tău o primește cu bucurie sau nu. Pentru că sunt pudre care oricât de eficiente ar fi, la un moment dat, dar știu că am o pudră compactă de la Dior, pe care o folosesc doar pe zona T, am folosit-o când erau căldurile alea îngrozitoare și îmi transpira fața sau atât, dar nu îmi plăcea, deși era foarte eficientă, foarte bună, calitativă, tot ce vreți, nu îmi plăcea. Paleta aceasta, chiar dacă, na, am văzut că nu are un preț, știu că nu are un preț foarte accesibil, este totuși o investiție și, slavă Domnului, o puteți folosi liniștite 4-5 ani,
vă garantez că nu are ce să se întâmple. Eu am deja de peste un an de zile și ați văzut cum se păstrează, adică inclusiv trecând cu pensula, asta îmi place, că arată bine. Tot la capitolul blașuri, am plăcut foarte mult și am folosit intens acest blush cremă de la By Terry. Chiar îl foloseam, de exemplu, și vara, când aplicam doar un BB cream. Acesta aplicam așa puțin în obraj, ca să nu fiu chiar... S-a supărat camera mea pe mine. Ca să nu fiu chiar așa transparentă sau uniformă, să am fața așa fără nicio nuanță. Și aplicam doar puțină pudră liberă, pudra meteorit, aia rămâne the best of the best. Sau o mai combinam cu ceva din Hourglass și ăla era tot machiajul meu pentru o zi de vară, mai ales o zi de vară călduroasă. Totodată aceste blush-uri de la Clarins, Skin Illusion Blush, pe care sigur le-ați mai văzut și la mine pe Instagram și cred că le-am mai menționat în nu știu câte alte clipuri și articole, pentru că îmi plac foarte mult. Eu am ambele nuanțe și 01 și 02. Am impresia că sunt doar aceste nuanțe sunt. Parcă am mai văzut pe site-ul Clarins din Franța că ar mai fi o nuanță, nu mai rețin. Sistemul este foarte mișto, este ca un burețel, aici este culoarea. Ok, dacă nu mai vrei să folosești burețelul, poți efectiv să vii cu o pensulă sau chiar cu degetele, pentru că este o pudră cremoasă, să zic așa, foarte, foarte plăcut se așează pe ten. Și la capitolul palete. Cred că mă știți, nu cred că ați văzut la mine, vai de mine, parada paletelor de make-up, pentru că eu personal consider că e inutil să atea palete, deși am, așa. Anul acesta am folosit foarte mult această paletă de la Pupa Vamp. De ce? Pentru că are exact nuanțele pe care le poți folosi oricând, oricum. Au pigmentație bună, îmi place cum poți să împlimbi pensula pe ele și în același timp le și combin, de obicei pe asta o combin cu asta, pe asta cu asta, nu știu, e foarte bine gândită, îmi place textura și textura nu știu de ce, dar mă duce către un brand de high-end, mă duce chiar către Guerlain un pic, are ceva din aspectul și consistența fartului și îmi place extraordinar de mult această paletă, ea se numește Vamp Charming Nude. Asta este paleta de la Pupa, pe care am folosit-o foarte des în acest an. Tot foarte des am folosit pentru ochi și acest duo de stilo eyeshadow de la Chanel. Am aici o nuanță, un khaki și un roz. Atenție cu ele, doar o chestie vreau să vă spun. În momentul când le-am aplicat se usucă destul de repede. Indicat este să lucrați cu degetul pe pleoapă. Foarte ușor, deci pur și simplu aș putea să zic că e o joacă de copii, haideți să vă arăt și pe mână cum arată cel verde. Niște culori destul de... De fapt, e un khaki spre gri, să zic așa. Dacă îl țineți înclinat creionul într-un anumit fel, puteți să aplicați efectiv și numai pe, să zic, pe margini sau ca o linie, așa. Acestea sunt cele două nuanțe pe care le am eu. Știu cât de bine se văd pentru că, na, sunt foarte naturale. Ce nuanță, stați așa să vă spun. Acesta este roz petal. Nu știu dacă se mai găsește în magazin. Știu că la un moment dat în Marion nu era. Și acesta este, stai să te găsesc, ver grize. Și exact așa este, este un verde gri. Asta este și... Aici ai vede, da. Este exact un verde amestecat cu gri. E foarte, foarte interesant ca și nuanță. Pentru sprâncene. Am folosit foarte mult acest creion de la Art Deco. Art Deco v-am mai spus eu și cu altă ocazie că este un brand care nu e suficient de mult comunicat la noi și ar merita mai mult atenție. Este practic o cariocă și îmi aranjez sprâncenele precis, este un maro, să fac aici o linie, vezi cât este de finuț, un maro tot așa spre gri, exact cum am nevoie pentru perență sprâncene, că nu vreau ceva roșcat. Iar atunci când am avut nevoie să-mi fac și o contur cât de cât al ochilor, am folosit foarte mult acest creion de la Mastaev, pentru că are și capăt negru și capăt maro,
se ascute extraordinar de bine, că ăsta e un alt aspect foarte important al creionelor. Hai să fac aici lângă farduri, să fac, și o să vedeți ce te scade pigmentat e. Am trecut o singură dată și o să trec cu cel negru. A, nu, acum este cel maro, cer scuze. Maro și negru. Foarte mult mi-a plăcut și tot consum din ele până când o să se întâlnească probabil aici pe undeva. Și la fel sunt foarte cremoase, foarte plăcute de portat. Pentru gene, Clarins Wonder Perfect Mascara. Este un rimel care îmi place de foarte mulți ani și tot timpul mi-l cumpăr și recumpăr. M-am obișnuit foarte mult cu el și cu el reușesc să fac și efectul acela de gene mai exagerate, să zic așa. Îmi place foarte mult. Iar de la Clarins am mai folosit foarte mult și a rămas așa un produs de suflet, să zic. Este acest Clarins Instant Light Natural Lip Corrector. Este un produs hibrid ce îmbină și îngrijirea, dar și culoarea. Poți doar cu un creion contur și cu acest gloss balsam, nici nu știu cum să-i spun, primer de buze, să-ți machezi, să-ți machezi buzele și ai terminat. Cred că da, sigur, l-am folosit în alte tutoriale și așa mai departe. Deci, ca acestea au fost produsele care mie mi-au plăcut cel mai mult în 2017 în materie de machiaj și pe care le-am și folosit foarte des. Dacă v-a plăcut, lăsați-mi like, share, comentați-mi aici cu alte sugestii și idei și până data viitoare să fiți sănătoase și foarte frumoase!